salutare și bine te-am regăsit, criptoentuziastule! Aici Denis. Îți mulțumesc că ești alături de mine și învățăm împreună lucruri noi. Această prezentare are scop educativ și informativ. Nu este și nu trebuie luată ca sfat financiar. Criptomonedele sunt volatile și implică un grad ridicat de risc. Înainte de a investi, educă-te. Riscul vine din faptul că nu știi ce faci. Asta a spus Warren Buffett, cel mai mare investitor din toate timpurile. La mulți ani și bine v-am regăsit în 2022. Cred că acesta este primul video care îl fac. Am venit în vacanță, am fost cu familia, ne-am distrat și ne-am întors la cripto. În acest timp am urmărit ce se întâmplă în piață. V-am spus că nu mai sunt direct implicat. Eu mă bazez mai mult pe staking și farming. Îmi iau dobânzile la o zi, la două zile, la trei zile, când am timp, dacă nu sunt pe auto-farming, și mai puțin analiză tehnică, dar din când în când mai fac pe termen lung o analiză tehnică, să văd ce se întâmplă în piață. Acum suntem în choppy market, o perioadă, cum să zic, onboarding, și acesta este cea mai bună metodă, cea mai bună perioadă în care putem să acumulăm. Okay. Pe canalul GameFi, ca și pe canalele celelalte de anunțuri, am postat în această perioadă. Am mai venit cu o nouă monedă, cu Rainmaker Games, care mi se pare o bună oportunitate pe viitor. Însă singurul inconvenient este că se poate cumpăra și pe BSC, dar staking se poate face numai pe ETH și fiurile sunt atât de mari pe ETH, dar dobânzile în momentul acela erau extraordinare, acum au mai scăzut undeva la 250%, parcă este. Eu am cumpărat la 0.7-0.9, acum este 0.5, mă gândesc să mai cumpăr, dar mai stau să văd ce se întâmplă în piață, să mă bucur de dobândă, chiar am, la fel ca și celelalte. M-am mai postat despre acest Realms of Eternity, care cred că este un joc bun, și am cumpărat la pre-sale, l-am pus în staking, aștept să facă ceva, ca prețul să reprezinte realitatea. Și NFT Champions, acestea sunt monedele mele încă din research. Uitați, NFT Champions, Superfarm, UOS, Ultra, am cumpărat și aceasta ceva, încă fac research pentru că nu am găsit unde să le pun în staking, și Realms of Eternity. Da, pe Realms of Eternity ar trebui să-l pun la monedele din lista mea, pentru că am găsit cum să pun în staking, chiar eu cred că o să fac un video despre acesta. Așa. Deci momentan totul merge conform planului. Piața este puțin ciudată, dar este normal pentru cripto. Tind să cred că va mai dura încă o lună. Adică primele creșteri care o să le vedem, cred că va fi după anul chinezesc, undeva prin februarie. Așa că luna aceasta trebuie să acumulăm. Eu nu acumulez, mă bucur de dobânzile care le primesc. Nu prea mă uit la ce se întâmplă în piață pentru că nu mă interesează, dar totuși ar trebui să fac o analiză tehnică pe termen lung. Și uitându-ne pe Bitcoin, pentru că acesta este de referință, Elliott Wave, vedem pe termen lung din iunie, a mers conform planului, 1, 2, 3, 4 și 5. Acum urmează o corecție de tip ABC, care s-a format, ABC. Acest C ar putea să fie undeva chiar puțin mai jos. Văd că încă nu a atins 0.786 Fibonacci retracement. Și Bitcoin îi place să atingă nivelul acesta, adică de 37.300, și tind să cred că luna aceasta avem șansa să-l atingă. Dar nu cred că va scădea sub 30.000. Părerea mea, dacă va scădea sub 30.000, trebuie să facem altă analiză, pentru că se vor schimba puțin datele problemei. Însă, momentan, suntem bine, suntem într-o corecție, Fibonacci și 30.000 ne arată că stăm foarte bine, așa că indicatorii arată bine, din punctul meu de vedere. Nu pot decât să mă bucur de perioada aceasta și, din punctul meu de vedere, vreau să cred că o să țină cât mai mult, pentru că în momentul acesta acumulez. Fear and Greed Index a arătat foarte bine săptămâna trecută, 10, în momentul în care eu am cumpărat cu tot cash-ul care l-aveam. Îmi place când văd 10 și sub 10 la Fear and Greed Index, după cum am spus, este un indicator pe care eu îl folosesc foarte des, și valoarea de 10 este valoarea care mie îmi place să cumpăr. Iar valoarea de 90 este exact valoarea la care vând. Așa că pentru cei care au văzut filmul cu Fear and Greed Index, o mai urmăriți-l odată, video-ul meu, și încercați să-l luați în calcul atunci când cumpărați și vindeți. Pe mine m-a ajutat, poate o să vă ajute și pe voi. Ok, despre canalul Comunitatea de Decrypto, cunoașteți, cei care sunt în canal se bucură de toate postările mele, cei care nu sunt puteți să-mi dați un mail ca să vă bag în canal.
cred că a expirat oferta, pentru că a fost până la sfârșitul lunii decembrie, cât de gratuitate. Încă nu m-am gândit cum să monetizez acest canal, dar rămâne de văzut. Dați-mi un mail cine vrea să, cine e interesat de GameFi, pentru că pe asta mă voi baza anul acesta și primele update-uri vor fi aici pe canal. După care voi face și video pe YouTube, dar primele update-uri vor fi aici. Încă o dată, în această choppy market este perioada cea mai bună de acumulare. Când nu se întâmplă nimic în piață și se menține la un nivel sau chiar scade, atunci este momentul să acumulăm. În cazul în care nu mai avem bani să acumulăm, ne bucurăm de dobânzi. Așa cum sunt și eu acum, nu aș mai vrea să mai investez nimic din cash. Am investit cam tot ce aveam lichiditate când fiecare îngrede indexe la 10. Acum mă bucur de dobânzi. Dobânzile care le iau zilnic sunt destul de mari, sunt foarte mulțumit de dobânzile mele. Cine m-a urmărit și face la fel ca mine, cred că se bucură de aceleași dobânzi. Toate monedele din lista mea de GameFi sunt sub prețurile mele, adică aur este undeva la, a fost 12, acum este undeva la 13, Axie Infinity este la 75, Phantasma Soul, acesta eu am cumpărat la 1.55, n-am mai apucat să mai cumpăr pentru că n-am mai scăzut sub 1.55 acum 1.2, acum este la 3.50 și cred că este ceva care va ajuta foarte mult GameFi-ul, pentru că este făcut special blockchain-ul acesta pentru GameFi. Ok, Polis Atlantis este undeva la $4. Am mai cumpărat la 5, la 4 am mai cumpărat. Această analiză tehnică l-am făcut când piața era bullish și creștea. Altura, o am în stacking și este pe auto-farming și este undeva la 0.13, parcă astăzi, la 1.0. A fost și 0.10 unde am mai cumpărat. Și o dobândă este foarte bună, undeva la 250%. Good Games Guild, GGG, este la 3.6. Eu cumpăr de la 12 în jos și dobânda este la fel foarte bună, undeva tot la 250-300. Gaia Everworld, pe care sunt eu acum foarte bullish, este la 0.36. Și dobânda de la Gaia este foarte bună, este pe Polygon și pe BSC. Aveți instrucțiuni mai sus. Am postat despre Gaia. Trebuie să fie undeva pe aici. Pas cu pas unde se investește. Da. Gaia. Eu am cumpărat și teren în Gaia. Land. Altura. Ar trebui să fie și Gaia pe aici. Instrucțiuni. Cum se pune în stacking, uitați, unde se pune stacking, dobânzile sunt foarte bune pe Polygon, pe BSC, toate detaliile le aveți aici, unde se face stacking, da? Rainmaker este ultima monedă care am pus-o, v-am spus, este la 0.5 acum și este pe, se poate face stacking mai pe Ethereum, fiurile sunt cam mari, m-a costat 100-150 dolari mai să pun în stacking, dar pe termen lung cred că este o oportunitate. NFT Champions, care au vrut să deschidă marketplace-ul la începutul lunii, a avut probleme și pentru asta prețul a scăzut undeva la, să ne uităm, pentru că îl consider, okay, să vedem. Okay, NFT Champions, chiar cred că este un proiect bun. NFT Champions. Eu am cumpărat acum foarte mult NFT Champions.